Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. În acest videoclip, tema este întunecată. Ghizii mi-au transmis, după cum bine știți, foarte mulți dintre voi și multe dintre voi, cei care sunteți cu mine mai de mult pe canalul meu. Ghizii mei spirituale comunică preponderent cu mine, dacă nu chiar tot timpul, în engleză. Și ceea ce au spus a fost "We are going dark". Cum ar veni, vom accesa întunericul, partea întunecată din energiile colective. Și motivul este, eu vă transmit vouă ceea ce am primit de la ghizii mei. Mi-au explicat cam așa. De acum, în acest moment, foarte multe persoane dintre cele care aveau nevoie de confirmări, le-ați primit. Confirmări legate de ceea ce urmează pentru voi, de cât de puternică și strălucitoare este energia voastră, de cum v-ați luat voi puterea înapoi din diverse situații, fiecare ați trecut prin situații extrem de dificile, din care v-a fost greu să ieșiți, dar ați ieșit sau v-a scos Dumnezeu. Oricum ar fi fost, ați ieșit și ați reușit să rămâneți încă aici, astfel încât să ajungeți să urmăriți, de exemplu, acest videoclip pe canalul meu. Ceea ce spun ghizii nu este puțin lucru. Provocările cărora voi a fost nevoie să le faceți față. Pentru multe persoane, în ultimii 2 ani, foarte mult, pentru alte persoane, poate mai puțin de 2 ani, pentru alte persoane de aici, au fost mult mai mult de 2 ani la rând, în care ați făcut față unor provocări pe care nimeni altcineva de pe planetă nu ar fi putut să le treacă cu bine. Nu ar fi putut să ajungă de partea cealaltă, adică aici unde sunteți voi. Fiecare ați avut provocările voastre, situațiile sunt diferite și în același timp sunt foarte similare, în sensul de cât de greu a fost. Și da, pentru multe persoane încă este, dacă nu chiar pentru toți și toate de aici, încă este greu. Dar marele greu, multul greu, a trecut, l-ați trecut. Sunteți cumva și voi știți deja, ăsta e mesajul ghizilor, voi știți deja că ați trecut. E ca și când sunt două părți, partea aceea unde a fost întuneric, v-ați confruntat cu niște forțe ale întunericului, cărora nimeni altcineva de pe planetă nu le-ar fi putut face față. Nu așa cum ați făcut voi. Și nu ar fi ieșit de acolo, dacă ar fi ieșit, așa cum ați ieșit voi. Partea aceasta, un pod și partea cealaltă. Adică aici, unde sunteți aici, acum, când s-a întâmplat să apăsați pe acest videoclip și urmăriți până la minutul 444, în momentul acesta, pe videoclip. 444. Îngerașii nu doar confirmă, confirmă și faptul că ei sunt aici. Și
Transmit cu putere prin mine aceste mesaje pentru voi, care sunteți ființe, wow, și este fix 1.44, 13.44, atât e ceasul în momentul acesta. Wow! Adică, wow! Da? Prezența angelică deosebit de puternică. Mesaj angelic pentru voi deosebit de puternic. Pentru că sunteți ființe deosebit de puternice. Și voi știți acest lucru. Ați trecut acel pod și ați ajuns aici, unde știți acest lucru. Și poate încă vă este greu. Poate unora încă vă este mai greu decât vă așteptați să vă fie. Dar știți că marele greu a trecut, că ați lăsat în urmă ceva foarte întunecos și întunecat. Știți acest lucru. Știți că ați trecut podul. Și știți cum știu că știți voi acest lucru? Pentru că nu v-a fost ușor să treceți podul. Au fost momente când erați pe acest pod imaginar, simbolic, vorbim metaforic aici, când erați pe acest pod, știați că lăsaseți în urmă foarte mult întuneric, vă simțeați poate de multe ori încă hăituiți sau hăituite de acel întuneric, îl simțeați suflându-vă în ceafă, cum se spune, metaforic. Simțeați să continuați pentru că puteați să vedeți că există și cealaltă parte a podului, unde era soare, lumină, cer senin, nu știați ce e acolo. Dar știați că nu este ce a fost aici, de unde ați plecat, de unde ce ați lăsat în urmă. Dar erați încă pe pod și au fost momente când chiar ați simțit, nu că unii sau unele dintre voi, toți, toate, ați simțit să vă opriți. Ați simțit că nu sunteți siguri sau sigure că veți putea să ajungeți. Deși puteați să vedeți cealaltă parte, era chiar acolo, părea a fi aproape. Dar în același timp și foarte departe. Și nu știați dacă veți reuși să ajungeți totuși de partea cealaltă. Și așa știți că ați trecut de pod. Pentru că știți că sunteți acum de partea cealaltă. Acolo unde, cu adevărat, v-ați luat toată puterea înapoi. Ați rechemat toată puterea de acolo, din partea aceea întunecată pe care ați lăsat-o în urmă. Ați luat-o toată. Și v-ați îmbrăcat și împodobit cu ea. Și acum o expuneți. Nu cu mândrie, nu cu orgoliu, nu sfidător față de ceilalți. Aha, iau tot ce puternic sunt eu. Nu. Asta este ceea ce fac cei pe care i-ați lăsat acolo. În partea cealaltă. Dar străluciți. Și puterea voastră, energia voastră luminoasă și puternică, rechemată și voi îmbrăcate, împodobiți, împodobite cu această energie deosebit de puternică și
strălucitoare care este a voastră. Nu vă poate lua nimeni. Poate li s-a părut că pentru ceva timp, un minuțel mic, poate li s-a părut celor de acolo din partea întunecată pe care a lăsat-o în urmă, că o avea, că vă luaseră, o subseseră de la voi. Poate. Ghizi spun, nu poate, cu siguranță. Cu siguranță au crezut. Și au simțit. Și se desfătau cu ea. Cu puterea voastră. Dar nimeni nu poate lua, de fapt, nimic de la nimeni. Nu-ți poate lua ce este al tău, nimeni niciodată. Poate părea că este așa, pentru că în marele plan al lui Dumnezeu, totul are sens. Totul are sens. Și v-ați luat această putere înapoi și voi acum știți, deși poate încă vă este greu. Și Ghizi mă corectează din nou. Nu poate. Cu siguranță. Deși cu siguranță încă vă este greu. Dar simțiți strălucirea și știți că străluciți. Știți că străluciți. Și tocmai pentru că străluciți în acest mod absolut autentic, adică în natura voastră reală. Așa sunteți voi. Nu vă împăunați cu strălucirea voastră. Pur și simplu străluciți puternic. Tocmai de aceea, forțele întunericului devin din ce în ce mai avide să vină după voi. Numai că nu prea pot. Pentru că acele forțe, ceea ce ați lăsat voi acolo în urmă, când ați trecut podul, ceea ce este acolo, nu poate trece podul pentru a ajunge unde sunteți voi. Nu poate. Singurul lucru pe care acele forțe pot să-l facă nu este să vină ei sau ele către voi, ci să încerce să vă aducă pe voi. Să faceți cale întoarsă. Să treceți din nou podul. Dar acum invers. De aici, de unde sunteți, unde străluciți, să vă întoarceți și să vă reuniți. Acolo, în partea cealaltă. Asta este tot ceea ce pot să facă. Și Ghizi spun, aceste forțe, în marele plan al lui Dumnezeu, totul are un sens. Și inclusiv faptul că aceste forțe au la îndemână, li s-au dat, le este permis să dețină o multitudine de unelte, o multitudine de tehnici și tactici și metode prin care să încerce să vă readucă înapoi, să călătoriți în sens invers pe pod, să vă întoarceți, să mai dați o șansă, să îi salvați, că ce greu le este și voi cu lumina voastră puteți să îi salvați. Dar ei nu pot să vină către salvare. Trebuie să vină salvarea la ei. Sau la ele. Așadar, voi aveți destule informații, spun Ghizi, pentru
legat de ceea ce urmează pentru voi, ce se materializează, mulțumită strălucirii voastre puternice. Aveți destule informații cât de puternic străluciți. Aud, vă ajung ca să vă alimenteze, să continue să vă alimenteze puterea de a merge înainte. Chiar și dacă aici, pe terenul nou, sunt foarte multe necunoscute. E ca un fel de. Sunteți ca un fel de Cristofor Columb. Asta e exemplul pe care mi-l transmit Ghizi acum. Da? Cristofor Columb a. Nu mai știu povestea. Vai că o știți voi. A descoperit din întâmplare America. Și se pare că America, de fapt, fusese, continentul american fusese, de fapt, descoperit puțin mai înainte de Americo Vespucci, dar nu știuse că a făcut asta. Ceva de genul. Poate unii dintre voi știți povestea. Dacă o știți, mă bucur. Puteți să o și scrieți dacă o știți foarte bine. Puteți să scrieți, poate alte persoane le-ar plăcea să citească. Dacă nu, oricum, o găsiți cu siguranță pe Google sau undeva este. Însă e vorba de descoperirea unui teritoriu nou. O parte a pământului în care nu mai fuseseră. El și oamenii ca el nu mai fuseseră acolo. Era ceva total necunoscut. Nu mai văzuseră locuri din acelea și oameni cum erau aceia pe care i-au găsit ei acolo. Era total necunoscut. Și a fost nevoie să exploreze în necunoscut. Așa sunteți voi. În momentul acesta vă confruntați cu acel sentiment al explorării în necunoscut. Pare la fel, dar totuși este foarte diferit. Și tot ce este în față se revelează pas cu pas. Nu puteți vedea toată imaginea. Mai faceți un pas, mai vedeți ceva, mai descoperiți ceva, mai faceți un pas, mai descoperiți ceva. Sunteți exploratori, descoperitori de pământuri noi, continente noi în viața voastră. Și voi știți acest lucru. Îl știți prea bine. De aceea, Ghizi spun, este final de an. Anul 2025, tocmai datorită acestor uriașe energii care se adună energiile combinate din faptul că atât de multe persoane și-au luat puterea înapoi. Din faptul că atât de multe persoane au început să strălucească și strălucesc din ce în ce mai puternic. Energia lor puternică și strălucitoare, impactând la rândul ei din ce în ce mai mulți oameni în jurul lor. Este o forță, Ghizi spun, care depășește calculele lor. Cu alte cuvinte, până și ghizii noștri spirituali. Privind de acolo, pot observa că ceea ce se întâmplă întrece până și calculele lor, așteptările lor. Cu mult. E o forță uriașă. O energie combinată, uriașă și a cărei forță
crește exponențial, adică din ce în ce mai mult, pe fiecare secundă care trece. Tocmai de aceea, anul 2025 este cumva amprentat deja cu o amprentă energetică greu de descris, incredibil de puternică. Greu de descris, spun ghizii, cât de puternică este și cât de puternică va fi. Este amprentat anul 2025. Va fi exploziv. Nu, iarăși, mie metaforic. Nu ne vom trezi cu explozii, nu știu, da? Ci din punctul de vedere al energiilor, al lucrurilor care se vor materializa, al lucrurilor pe care voi, fiecare persoană, dintre cei care simțiți puternic, rezonați puternic, posibil vi s-a activat cel de-al treilea ochi în timp ce vorbesc eu, mă ascultați pe mine, v-au dat lacrimile, v-au trecut fiorii, v-au trecut fiorii pe șira spinării de nu știu câte ori, simțiți că v-ați încălzit dintr-o dată, de unde erați bine, erați într-o stare. Deci aveți diverse, posibil, diverse simptome. Da? Simptome ale modului deosebit de profund cu care sau în care rezonați cu ceea ce spun eu aici. De fapt, nu spun eu, spun ghizii, eu doar transmit. Anul 2025 este amprentat deja cu această magnifică energie de materializare și este tocmai datorită puterii voastre și a puterii noastre cumulate. Noastre, adică voi toți, noi toți cei care ne regăsim în povestea aceasta pe care am spus-o, o vorbesc de 22-33. Wow! 22-33 pe timerul videoclipului. De 22 de minute vă povestesc ceva ce deja știți. Însă ghizii tocmai de aceea au spus gata. Până la finalul acestui an, până la trecerea în noul an, în 2025, we are going dark. Vor să vă vorbească, vor fi mesaje diverse, teme diverse, care vor aduce la lumină către voi tot felul de informații pe care ghizii le consideră importante pentru voi. Informații despre the dark side, partea întunecată. De ce sunt importante aceste informații? Pentru că despre voi și ce urmează pentru voi deja știți. Ce este cel mai important acum este să protejăm și să ajutați forțele din tărâmurile înalte ale conștiinței, da? De unde operează ghizii voștri spirituali, ghizii noștri spirituali, să ajutați aceste forțe să vă protejeze, protejându-vă și voi. Energia aceasta, care este deosebit de puternică și tocmai pentru că este atât de puternică, este deosebit de valoroasă. Și este deosebit de important să fie protejată. Pentru că forțele părții întunecate nu pot traversa podul. Dar au de gând să încerce să vă facă pe voi
să faceți cale întoarsă. Așadar, în această etalare, după o introducere de 25 de minute, mamă, chiar sunt 25. Am zis așa un număr din cap și păi m-am uitat. Era 25. Wow! După o introducere de 25 de minute, voi face o foarte scurtă etalare cu două opțiuni foarte scurte, foarte scurte, câteva mesaje punctuale, spun Ghizi, pentru că ceea ce era important, de fapt, introducerea a fost pentru acest moment mult mai importantă decât însăși informațiile care urmează. Dar și informațiile care urmează sunt foarte importante și era important ca ei să aducă spre voi aceste informații deosebit de importante legate de ce este cel mai important pentru voi în perioada aceasta, când ne pregătim să intrăm în noul an, care este amprentat deja atât de puternic, cu o energie atât de uluitor, de magnifică și miraculoasă. Da? Ce este important este să vă protejați. Și cel mai bine vă protejați atunci când știți de cine și de ce să vă protejați. De ce anume. Da? Așadar, în etalarea de astăzi, Ghizi mi-au propus două opțiuni, ca așa îmi place mie. Aici a fost alegerea mea, mie îmi place cu opțiuni, am văzut că și vouă vă place. Și au zis, tu fă cum îți place ție, tu fă ce-ți place ție, însă mesajele sunt cu o opțiune, două opțiuni, trei opțiuni, câte vrei tu. Vreau două ca să fie mai scurt totuși, să nu dureze 5 ore. A durat deja o jumătate de oră, da? Mesaje despre ce este, ce persoane, ce energii apar negative în energia voastră acum. Ce energii negative apar în energia voastră, sunt în jurul vostru și încearcă, așa cum spuneam, aceste energii sună la 911. Alo? Salvarea? Da, am și eu o urgență. Poți să vii, să treci podul înapoi la mine? Am o urgență. Sunt foarte, da, mi-este foarte greu. Oh. Da. Acum, asta e de la mine, nu e de la Ghizi, dar ei mă sprijină în ceea ce spun. Să nu se interpreteze că acest sarcasm al meu se referă la toată lumea care ar avea o, Doamne ferește, o nevoie sau în niciun caz, iarăși, este simbolic. Nimeni nu, nu e vorba de efectiv cineva care sună la salvare, da? Este simbolic. Este vorba de energiile întunecate pe care voi le știți că voi le-ați lăsat în urmă și v-a fost greu să treceți podul. În primul rând, v-a fost greu să ieșiți de acolo și să faceți primul pas, să puneți primul picioruș pe pod. Și după aceea a fost nevoie să mai puneți un picioruș, uite așa, și încă un picioruș în fața celuilalt, și încă un picioruș, și încă un picioruș. Și la un moment dat vă opreați acolo, pe pod, și vă uitați în urmă și vă uitați în față, nu știați ce e în față, dar pare luminos, pare frumos, pare că o fi bine, dar eu știu, nu cred că mai, eu nu cred că ajung, dar nici acolo nu pot. Și au fost momente când erați așa blocați pe pod, stăteați, nu știu ce să fac. Și cineva v-a ajutat. Și ați început să mai faceți un picioruș. Ați mai pus un picioruș în fața celuilalt și uite așa și tot așa. Voi știți despre energiile acelea, deci nu despre toată lumea care
Oamenii sunt oameni, bineînțeles, în diverse situații, cum ați fost și voi, care au nevoie de ajutor, care chiar se simt rău. Și iarăși, și energiile acelea, nu putem să spunem, chiar dacă este sarcastic tonul, nu este vorba de a nega faptul că nu se simt ok. Da? Acele persoane nu se simt ok. Acele persoane nu sunt fericite. Acele persoane, da, suferă. Da. Dar diferența între voi și acele persoane este că acele persoane nu își doresc să treacă podul. Nu sunt dispuse să facă ce ați făcut voi. Să meargă spre lumină. Acele persoane își doresc ca și voi să suferiți cu ei sau cu ele. Și voi să aveți aceeași energie. De ce să aveți o energie strălucitoare și puternică? Să aveți aceeași energie a tristeții și suferinței. Și să ne prefacem că nu suntem triști și nu suferim, decât atunci când este cazul, că dacă mă plâng că ce sufăr, o să vină ajutorul. Și atunci, hop, pot să-l înghit. Hop, mă pot hrăni din energia luminoasă a persoanei care a venit să-mi sară în ajutor. Ei zi-mi dau dreptate. Uite, e 14 și 11 în momentul ăsta, nu știu dacă s-a văzut, pe telefon, pe atât ai ceasul. 32 de minute. Aveți două opțiuni. Mergem dark. Am folosit două pachete pe care eu le folosesc tot așa. În citiri mai dark, da, mai întunecate. Pentru opțiunea 1, pachetul de cărți de tarot runic. Și pentru opțiunea 2, pachetul de cărți de tarot Îngeri și Demoni. Da? Și pentru fiecare opțiune, pentru fiecare opțiune am pregătit și câte un pachet de cărți oracol. Pentru opțiunea 1 am pregătit acest pachet al e ceva cu vrăjitoare, nici nu știu cum se numește, sincer, dar e despre vrăjitoare cu vrăjitoare, așa, cu vrăji, cu chestii. Și acest pachet de cărți, pe care nici pe ăsta nu știu cum se numește, dar are tot felul de arhetipuri, furia, mânia, sălbăticia, sălbaticul, da? Nu știu. Are multe arhetipuri umane, dar, bineînțeles, și cu părți pozitive și cu părți negative, mai mult negative. Este foarte bun pentru lucrul cu partea întunecată, da? La fel ca și acesta, da? Lucrul cu, cum se spune în psihologie, cu umbra. Da? Partea umbroasă, umbrită a personalității noastre. Bun, dragii mei, dragile mele, vă las să vă alegeți opțiunea și vă voi oferi câteva informații pe foarte, foarte scurt. Cea mai importantă a fost introducerea, pentru a ști voi de ce în următoarea perioadă până la sfârșitul anului vor fi mai puține videoclipuri etalări despre wow, ce lucruri minunate vin spre tine. Știi deja. Ce nu știi foarte bine și foarte mult, nu ai destule informații, asta este ce spun ghizii, nu știi de cine și cum și de ce să te protejezi. Și asta este cel mai important, să știi.
pentru a intra în anul 2025 cu o energie cât mai puternică, da, dar și puternic protejată, curățată, pură, purificată, constant și protejată, constant. Ok? Bun. Veți avea timpii, ca de obicei, în descriere, astfel încât puteți să dați click, să mergeți direct la opțiunea pe care v-ați ales-o. Vă îmbrățișez cu drag! Bună, dragul meu sau draga mea, tu, cel sau cea care ți-ai ales opțiunea numărul 1 cu pachetul de cărți runic și acest pachet de cărți oracol cu vrăjitoare despre vrăjitoare. Și hai să vedem, ghizii mi-au transmis foarte, foarte punctuale, scurte informații vor fi și mi-au transmis să pun pe timer 5 minute 55, 5-5-5 și să ne încadrăm la fiecare opțiune în acest timp. I-am dat drumul acum, așa, dar hai să vedem ce apare negativ în energia ta care te influențează pe tine sau te-ar putea influența negativ. Informații pe care tu să le știi, dragă opțiunea 1, astfel încât să-ți protejezi energia de acele influențe negative. Ce informații aveți? Ce apare negativ? Cine apare negativ pentru opțiunea 1? Ok. Am cartea aceasta, Voices. Și numărul 42 ar putea fi semnificativ pentru cineva. Atunci când a căzut pe masă, cartea s-a învârtit așa și văd că și în imagine este ca un fel de vânt, aer care, da? Primesc informația că ai trei persoane care mențin gânduri negative legate de tine, îți trimit gânduri negative. Transmit gânduri negative telepatic către tine. Vor să-ți închidă energia. Vezi cum stau cu mâinile așa, închise, să-ți închidă energia, să nu se extindă. Vor să oprească expansiunea, expandarea energiei tale, pentru că tu chiar ești în expansiune, tu te extinzi și energetic vorbind, te dezvolți foarte mult, crești foarte mult, dar evoluezi. Dar și așa în viața ta ai observat că ți-au apărut diverse oportunități, îți apar idei noi, tu ai început să acționezi. Atunci când primești idei, da, îți vin idei, acționezi în direcția ideilor care îți vin și îți ies bine, faci bine, îți ies lucrurile bine, a început să-ți meargă bine. Dacă nu chiar pentru multe persoane de aici, dragă opțiunea 1, chiar vă merge foarte bine, din ce în ce mai bine și sunt trei persoane. Mai avem 2 minute și ceva, aproape 3 minute. Care sunt aceste persoane? Pentru energia 1, vă rog. Au ieșit mai multe cărți. Wow! Alege una, mi-au zis. Ok, asta din mijloc. E cineva care se ascunde. Am luna aici. Cineva din familia ta. Cineva
care a lucrat cu forțele întunecate împotriva ta. Asta e ce aud. Ghizi au spus că vă transmit informații punctuale. Dacă nu are sens ceva, înseamnă că mesajul nu e pentru voi. Dar dacă așa punctuale cum sunt, mesajele au sens, sunt pentru voi. Dacă doriți mai multe informații, putem să lucrăm, să explorăm împreună în ședință individuală exact situația voastră și energiile care vă influențează sau ar putea să vă influențeze negativ. Aveți detaliile mele de contact în descrierea videoclipului. Da, această persoană stă ascunsă, a fost mereu ascunsă față de tine. Pentru tine au ieșit multe lucruri la iveală legat de această persoană. Această persoană ar putea să fie chiar din familia ta. Am văzut 122 pe timerul meu, adică o rudă destul de apropiată. Sau ai fi putut să ai familie cu această persoană, să fie soț, soție, partener de cuplu, de relație. Vorbim de forțele întunecate și s-a întunecat imaginea, da? Am observat mai de mult, dar eram preocupat aici să vă povestesc. Așa. Da, această persoană a lucrat cu forțele negative pentru a-ți disturba câmpul de protecție, câmpul energetic de protecție și pentru ca tu să ai ghinion. Și într-adevăr, în perioada când interacționai mai mult cu această persoană sau poate locuiai cu această persoană sau această persoană era mult în preajma ta, ai observat că aveai tot felul de ghinioane. Da? Cealaltă persoană este o persoană 6 de cupe, este o persoană din trecutul tău. Iarăși o persoană, poate un ex, un ex, da, un ex, un fost partener sau o fostă parteneră de cuplu, poate cineva cu care ai un copil sau care are un copil sau cu care ți-ai dorit o familie, un copil. Poate încă nu s-a materializat familia și copilul, dar asta e ce vă doreați. Această persoană nu vrea ca tu să avansezi spre o nouă relație, o relație de cuplu împlinită, în care chiar să ai parte și de familia pe care ți-ai dorit-o, pe care ți-ai dorit-o poate cu această persoană. Și în special, aud, nu ar vrea pentru persoanele care, sigur, la care se potrivește această informație, nu ar vrea să te vadă că ai copil cu altcineva, că faci un copil cu altcineva, cu o persoană cu care chiar să ai o relație împlinită, fericită. Și cea de-a treia energie. Cea de-a treia energie cumva a zburat, poate este la distanță de tine. Este o energie, cineva cu bani, cineva care poate la un moment dat te-a susținut cu bani sau te-a ajutat în ceva, în niște aspecte legate de bani. Sau ar putea să fie și legate de sănătate. Ar putea să fie o persoană cu care poate ai avut o afacere sau ați lucrat împreună la ceva, sau o persoană care te-a ajutat pe partea de sănătate cu ceva. E posibil să fie o persoană cu care ai avut o relație destul de strânsă, dar vă legau banii. Banii erau importanți. Ori tu susțineai această persoană cu bani, ori persoana te susținea pe tine, ori ați făcut împreună ceva pentru a face bani. E vorba de avere, de bani. Sau de sănătate. Pentru unele persoane, e vorba de sănătate. Dar ai avut o relație strânsă cu această persoană, această persoană nu prea mai este prin preajma ta. Ori se evaporă,
stă departe, se ascunde, zboară cum ar veni, cum a zburat cartea pe jos, zboară de pe lângă tine când te vede, dacă încă, să zicem, lucrați împreună sau, da? Ori chiar literalmente s-a mutat, este în altă parte, poate într-o altă țară, mai vine și această informație la distanță, poate peste o apă, sau tu ești undeva într-o zonă de câmpie, persoana e la munte, dar este mai departe de tine sau stă departe de tine într-un mod evident, un mod care este evident pentru tine, această distanță, însă persoana îți trimite gânduri negative și, dragă, opțiunea 1, am trecut cele 5 minute de mult, dar mă opresc aici, acestea sunt informațiile, persoanele la care tu să te gândești și să ții cont că îți sunt trimise anumite gânduri negative, da, mai primești și informația că această persoană, dacă între voi a fost o legătură de bani, își dorește ca tu să trimite gânduri negative legate de bani, legate că tu nu poți să faci bani, că de ce ai face tu bani, că nu o să-ți meargă bine, că să ai ghinioane și așa mai departe. Iar dacă e vorba de sănătate, îți dorește rău și să ai tot felul de gânduri, de frici legate de sănătatea ta. Așadar, dacă vă apar astfel de gânduri și ați făcut o legătură, ați simțit că ați rezonat cu mesajele, nu le face să se potrivească, să găsiți neapărat o persoană, dacă trebuie să stați să căutați, să vă gândiți, dar cine ar putea fi, dar cine ar putea fi... Aceea nu înseamnă că rezonați, nu înseamnă că mesajele sau acel mesaj specific este pentru voi. Ar putea să fie altele sau niciunul. Da? Chiar dacă v-ați ales opțiunea 1, ar putea ca nimic de aici să nu fie pentru voi. Da? Însă totuși, într-un fel sau altul, dacă ați ales să urmăriți, să vă ajute informațiile. Și ideea este că ghizii doresc să vă protejați de aceste gânduri intruzive care vă sunt trimise și atunci când simțiți că începeți să vă gândiți așa, să aveți tot felul de îngrijorări, tot felul de temeri, tot felul de frici și de gânduri negative legate de unul din aceste aspecte din viața voastră, să vă amintiți că foarte, foarte ușor ele ar putea fi nu gândurile voastre, nu temerile voastre reale, ci ar putea să vă fie pur și simplu trimise către câmpul vostru tocmai pentru a-l distorsiona, pentru a vă dezechilibra și a vă sustrage pe voi de la drumul vostru, de la ceea ce aveți voi de făcut. Și voi chiar vă vedeți calea și este important să continuați cu ochelari de cal, să vă uitați doar înainte, doar pe calea voastră și să mergeți, nu ascultați de niciun gând din acesta negativ. Niciun gând, dați-le la o parte. Nu sunt ale mele. Eu am o cale și știu. Eu am reușit să trec podul. Și sunt aici. Deci, de ce m-ar fi ajutat Dumnezeu să trec podul și să ajung aici dacă ideea era să rămân aici și să nu mai merg mai departe, să nu mai descoper ce e mai departe, să nu mai materializez. De ce m-ar fi ajutat Dumnezeu să trec podul dacă ideea era ce să fac, să mă întorc înapoi? Ghizii spun, it makes no sense. Și în marele plan al lui Dumnezeu, totul are sens. Când ceva makes no sense, nu are sens, nu este real. Realitatea ar putea să fie cu totul alta. Așadar, vă invită să vă gândiți la aceste aspecte și să vă protejați energia, dragii mei și dragele mele. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă îmbrățișez cu mult, mult drag și vă doresc din suflet numai bine!
Bună, dragul meu sau draga mea, tu cel sau cea care ți-a ales opțiunea numărul 2 cu acest pachet de cărți de tarot, îngeri și demoni și cu acest pachet de cărți oracol cu diverse arhetipuri umane. Și ziceam că lucrez cu, e foarte bun la lucru cu umbra, da? Cu umbra noastră. Așadar, voi seta timpul. La opțiunea 1 am trecut timpul. Ghizii au transmis 5 minute 55. Am setat aici 5:55. Îi dau drumul acum. Poate voi trece puțin, dar voi încerca să nu treacă mai mult peste acest timp sugerat de ghizi, recomandat de ghizi. Și da, haideți să vedem ce informații au ghizii tăi. Dragă opțiunea 2 pentru tine, referitor la ce anume sau cine anume ar putea să-ți influențeze în perioada aceasta negativ câmpul tău energetic, așadar știind te va ajuta să te protejezi de acele influențe negative. Haideți să vedem ce apare negativ, ce sau cine apare negativ, influențe negative în câmpul energetic al persoanei care urmărește opțiunea 2. Am cartea The Wild, Sălbăticia. E o persoană care ți-a întors spatele. Un fost partener sau o fostă parteneră de relație, posibil poate să fie și soț, fost soț, fostă soție, ți-a întors spatele, eventual chiar ați avut, adică aveți un copil împreună și copilul este cu acea persoană, dar nu neapărat. Este persoana care mereu ți întorcea spatele. Acea persoană poate să fie, să mai existe pentru unele persoane și situația în care n-ați avut un copil împreună, nu aveți un copil împreună, dar persoana avea un copil sau are un copil și îți întorcea ție spatele. Sub pretextul, da, deci pe tine te lăsa pe ultimul loc sau pur și simplu te respingea sau îți oferea foarte puțin pentru că n-avea timp, pentru că avea de oferit copilului, da? Era doar un pretext. Persoana și dacă este cu copilul său sau cu copilul vostru, simt că nu-i dă atenție copilului. Copilul pur și simplu îl urmează sau o urmează. E ca un fel de animăluț de companie pentru această persoană, copilul. Indiferent că este al persoanei sau este al vostru împreună. Dacă nu există, pentru unele persoane nu există copil în imaginea voastră, da, în situația voastră, e vorba de ceva ce tu considerai valoros, era valoros pentru tine, așa cum ar fi un copil pentru cineva. Și această persoană, când a plecat, când ți-a întors spatele, când te-a abandonat, când, nu știu, dacă a fost o căsnicie după divorț, în urma divorțului, dacă a fost doar o relație fără căsătorie, când a plecat, când v-ați despărțit, a luat ceva ce tu considerai, puneai valoare pe acel lucru, acel aspect, și a plecat cu ele.
Ok? Și ce informații aveți despre această persoană? Cum să se protejeze sau de ce anume să se protejeze? Opțiunea numărul 2. Eremitul și 2 de bâte. Eremitul și 2 de bâte. V-am arătat-o pe aceasta cu... Parcă v-am arătat-o, da? Această persoană lucrează să materializeze ca voi să fiți singuri sau singure. Singuri sau singure. Să nu aveți relație. Voi cumva știți... 1-1-1. Wow, pe timerul meu. Confirmă puternic îngerașii. Tu cumva știi, dragă opțiunea 2, poți să fii bărbat sau femeie, persoana cealaltă despre care este vorba poate fi bărbat sau femeie în funcție de situația voastră, dar tu știi că după această despărțire, ori deja cauți, deja ai anumite opțiuni, ai putea să ai cu 2 de bâte aici, cu 2 de îngeri, ai putea să ai 2 opțiuni de relații noi, da? Iar pentru acele persoane care nu aveți nicio opțiune de o altă relație, voi știți totuși că urmează să se materializeze în viața voastră o relație de iubire, de familie, care să nu fie așa, ci să fiți împreună. Nu persoana cealaltă să aibă mereu treabă în altă parte, să fie mereu ocupată cu altceva, cu altcineva, da? Și să-ți dea ție mult prea puțină atenție spre deloc. O relație fix invers de cum a fost aceasta se îndreaptă spre voi. Voi știți. Și aveți și confirmarea sonoră. Știți că se îndreaptă spre voi. Știți că se materializează. Ei, această persoană lucrează în subconștient, da? În solitudine, în liniștea nopții, lucrează să materializeze ca voi ca orice semințe pe care voi le plantați pentru o nouă relație, orice ați începe în aspectul relațiilor să se ofilească. Să nu vă aducă, să nu se fructifice în niciun fel, să nu crească relația respectivă. Și un indiciu puternic, mai primesc mesajul pentru multe persoane, aud de aici, un alt indiciu puternic, că așa este, că această persoană lucrează energetic vorbind, vizualizează, materializează, ar putea chiar și să facă vrăji, dar nu neapărat, da? Dar urmărește, ar putea să urmărească mișcările voastre, să găsească diverse moduri, chiar dacă voi nu vă puteți da seama cum ar putea să știe, ar putea să știe despre anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, lucruri noi și în special pe această persoană îl interesează sau o interesează relațiile tale noi, de cuplu. Ce se înfiripă nou? Și imediat ori găsește o modalitate să intervină, ori pur și simplu merge, cum am zis, se repetă mesajul în liniștea nopții, se așează acolo și lucrează mental, vizualizează ca voi să nu vă meargă, să relația respectivă să se ofilească, să nu aibă șanse să se materializeze în ceva benefic pentru voi. Și un indiciu este, pentru multe persoane de aici, că ați avut 2 relații deja, 2 persoane cu care poate ați vorbit, ați fost așa în faze incipiente, deci după ce v-ați despărțit de această persoană,
au apărut două. Ați avut două persoane cu care ați vorbit. Nu a fost foarte mult, o foarte mare interacțiune între voi, dar vorbeați cu persoane. Și la un moment dat s-a tăiat filmul. Destul de brusc. Poate nu pentru toți sau pentru toate brusc, dar pentru mai multe persoane de aici s-a tăiat filmul între tine și acele două persoane. Nu în același timp. A fost una, apoi după un timp a mai apărut cineva, ați vorbit, am știut și dintr-o dată s-a tăiat filmul. Acela e indiciu al energiei acesteia intruzive, da? Care lucrează pentru a influența negativ aspectul relațiilor de cuplu, de iubire, în viața ta. Și acum, tu știind aceste informații, știi cum să-ți protejezi câmpul de energia negativă care ți este trimisă. De asemenea, voi face și un videoclip undeva în zilele următoare, nu știu exact când, dar voi plănuiesc să fac un videoclip în care să vă dau câteva, să vă povestesc câteva tehnici pe care le puteți folosi pentru a vă proteja câmpul energetic. Desigur, dacă doriți să lucrăm, putem să lucrăm și împreună în ședință individuală și să disecăm personalizat pe situația voastră, da, ce apare în câmpul vostru și să și primiți informații din partea ghizilor voștri spirituali, exact care metodă de protecție energetică ar fi cea mai potrivită pentru situația voastră pentru momentul acesta. Desigur, dacă vă doriți. Dacă vă doriți detaliile mele de contact, le găsiți în descrierea videoclipului. Dragii mei, dragile mele, vă mulțumesc că mă urmăriți. Îmi doresc să vă fie ajutat aceste mesaje. Dacă v-au ajutat, oferiți un like. Există și un buton de super like, super mulțumiri și apreciez sprijinul vostru în orice formă vine acest sprijin. Dacă nu te-ai abonat, te invit să te abonezi și până la următorul videoclip, vă doresc tuturor din suflet numai bine!